your prayer, someone who's there. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Cum te cheamă? Bună! Alo? Te auzim? Da, bine! Alo? Da. Bună seara! Bună seara! From the other side. Ne-au amărțit mâinile! Da, se întâmplă! Emoțiile! Așa, da! Cum da. Te cheamă? Aneta Gașpar. De unde ești? Vin din Timișoara, dar sunt din Serbia. Mi-a plăcut foarte mult interpretarea ta, pentru că s-a jucat cu câteva opțiuni, nu multe, vreo trei, dar tocmai asta mi s-a părut unitar. Însă, ce mi-a plăcut a fost că opțiunile au funcționat ca contrapunct. De fiecare dată când mă așteptam să intri intens, tu rămâneai într-un falset. Prin urmare, îmi dau seama că ai destul de mult bun gust în a aborda partituri cunoscute într-un mod diferit, ceea ce e un avantaj consistent pentru un concurent la Vocea României și ceea ce îmi place și mie să fac în show-ul ăsta. Tot ce s-a întâmplat, apropo de reinterpretarea acestei piese, ți-a adus numai și numai lucruri bune, cum ar fi întoarcerea Doi Antrenori. Într-adevăr, doi? Aici Tudor a Doi Antrenori. Doi? S-au întors Doi Antrenori? Da. Pare rău. Nu, nu m-a blocat, nu m-ai blocat. Nu te-am blocat. Ah, n-are cum, n-are voie. Nu, mă referam așa la termen. S-a întors un antrenor și un jurat. Nu. Pare rău. Foarte... Și care e antrenorul deci, care e jurat? Iar de fiecare dată am învățat un singur lucru în viață. La toate lucrurile astea să răspund cu zâmbet și cu... Mă bucur și foarte mult. Iubesc, da. Să te bucuri că un antrenor ca Tudor te bagă în seamă, este o plăcere pentru mine. Nu contează unde te vei duce astă seară. Că vei lua echipa mea sau tot echipa mea, asta nu are nicio însemnătate. Ceea ce vreau să spun este că este foarte ușor să lucrez cu o voce ca a ta. Dacă vei veni în echipa mea, nu am decât să... Te aștept cu dragoste și cu multe, multe discuții despre muzică, despre chitară, instrument pe care aș vrea să-l pun căsătorie la punct. Căsătorie mai sunt. Este foarte ușor să antreneze o voce ca ești ta. Căsătorită? Se auzi tunând vocea juratului. Ai un prieten în Timișoara? Dar totuși, ce stă în spatele acestei afirmații? Știu pe cine să ascult. Nu ascultă pe nimeni. Săra că ai bulversată. Vă rog, dați publicitate, vă rog eu frumos. Ascultă-ți vocea interioară. Ascultă-mă pe mine, te rog. Sunt imparțial. Este foarte ușor să antrenezi o voce ca a ta, zise Horia Brenciu într-un moment de aparentă sinceritate. Dar ce se ascunde în spatele acestei afirmații? Să desfacem pe text. Este foarte ușor să antrenezi o voce ca a ta. Adică, deja i-au venit în cap. De ce este foarte ușor? Sunt niște alegeri la prima mână, la știu ce să-ți dau, știu ce să-ți dau pentru că m-a inspirat. Dar asta ce exclude? Exclude cooperarea, colaborarea. Te atrage stilul ăsta de pledoarie? Și antrenor și
concurent. N-ar trebui să fie ușor să lucrezi cu o voce ca a ta. N-ar trebui să fie confortabil să lucrezi cu o voce ca a ta. Ar trebui să fie... Tu vorbești în pauză, dar îmi place asta, da? Ar trebui să fie ca o roată din țată. Tu vrei să te duci la un om care arată ca un pescar amator? Ascultă-te și tu. Uită-te la el. Uită-te la mine. Îmi place că și dumneavoastră sunteți într-un contrapunct foarte fain. Da, mie îmi spui. E punctul, eu sunt contra. Uită-te la mine. Uită-te la mine. Am prins pești dublu cât el. Uită-te la mine. Auzi, de ce-ți lucesc ochii? De bețiv ce sunt. Vai, 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 vai. Nici nu vreau să... Iubita mea, să ne aruncăm o mare. Era o piesă. Deci, mă îmbăt cu propriile mele cuvinte și atunci ochii mei strălucesc. Da, știi care e problema? De mai multe ori ți-a mers și s-au îmbătat și concurenții și de-aia au venit la tine în echipă. De aceea, în momentul de față, tu trebuie să mă alegi pe mine. Un om cumpătat. Nu strălucesc ochii, dar îi strălucește inima când tu o să zici, bre, ce știi? Chiesa. Foarte interesant este să-i observi pe acești doi băieți. Un bărbat și un vorbesc. Băiat. Tu vorbesc așa. Yeah. Mi-a plăcut interpretarea ta, a fost și dacă ar trebui, că păi dacă e atent, bursă, nu știu ce, bang, bang, uite așa. Tu, tu e așa. Și eu cum sunt, mă? Iar tu ești așa. Tu e așa, așa, cumva, asta e mișcarea ta. Și așa. Pentru mine, vino la mine, vino la mine. El zice, pac, pac, fii atentă doar la mine, doar la mine. Uite, acum vorbesc doar eu, fii atentă la mine. Uite-te bine, uite-te bine, că eu vreau, te vreau la mine. Și Brenciu face, vino, vino, așa. Nu, 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 nu te uita. Șarpele ca, dar s-a eu greșat. La mine în echipă, fii atentă, pac, pac. Înțelegi? Exact. Iartă-mă. Așa e. El pescuiește cu plasa, el pescuiește cu momeală multă, aruncă multe locuri și are undițe multe. Înțelegi? Dar tu nu-ți dai seama că Brenciu nu reauzează că... o chestie. Și când vede că nu merge, aruncă cu dinamita direct. Brenciu nu reauzează o chestie sezonul ăsta. El mă face pe mine pescar, în timp ce el nu realizează că e pește. Vă rog, vă rog frumos, nu dezaprobați. Vă rog frumos. Liniștiți-vă. Da. Dar nu vă gândiți la prostiile alea de tot mai v-ați gândit. Deci, nu acel pește, ci chiar un pește de la cistit care mai pune doi crișoară. Îți mulțumesc foarte mult.